astăzi, oameni mai presus de orice credibilitate povestesc întâmplări care par desprinse dintr-un alt univers. E posibil ca ielele și fata pădurii să existe cu adevărat? Ce se întâmplă în pădurea Hoia Baciu din Cluj? Cum a ajuns acest loc pe lista celor mai bântuite regiuni din lume? Sunt extratereștrii cei care produc straniile situații din renumita pădure? Sau aceasta este o poartă către alte dimensiuni spațio-temporale, un loc al întâlnirilor dintre lumi? Pregătiți-vă pentru o aventură remarcabilă. Începe un nou episod din Istoria Secretă a Umanității. Ne va ghida Dan Farcaș, șeful ASFAN România, fiind cunoscător al dosarelor OZN, dar și al cazurilor care vor fi prezentate în emisiune. Ei bine, doamnelor și domnilor, bună seara, începem săptămâna în forță. Într-adevăr, Istoria Secretă a Umanității continuă, acest serial care deja se bucură de celebritate. Episodul cu numărul 20, dosarele X de România, într-adevăr, continuăm, pentru că în ediția precedentă am început să vorbim despre anumite evenimente ieșite din comun, din România, în primul rând apariție tip OZN. Însă, astăzi, ceea ce veți auzi întrece, poate, așteptările dumneavoastră. Vorbim despre câteva mituri prezente aproape în tot imaginarul colectiv românesc, în toate episoadele de folclor. Ielele și fata pădurii, care deseori se transformă în muma pădurii într-o hârcă extrem de bizară, sunt prezente în foarte multe dintre mărturile, poveștile medievale și nu numai. Veți avea surprinderea să aflați că există mărturii cât se poate de contemporane care ne duc cu gândul spre posibilitățile ca aceste personaje să nu fie doar niște închipuiri ale unor epoci îndepărtate, ci chiar prezențe reale, poate ființe din alte dimensiuni. Ei bine, fata pădurii, de exemplu, este un spirit feminin, potrivit tuturor datelor pe care le avem la îndemână în istoria concepțiilor și miturilor românești, legendelor românești, care bântuie pădurile, în mod special noaptea, și care uneori este fie de o frumusețe răpitoare, înaltă, de peste 2 metri, cu niște ochi strălucitori, fie este ca o hârcă, mă rog, care are obiceiul să-i distrugă pe băieții, pe tinerii cu care intră în contact. Despre fata pădurii ne va vorbi domnul Dan Farcaș, președintele ASFAN România, unul dintre cei mai apreciați ufologi din țară și cu foarte multe legături, contacte în străinătate. Bună seara, bine ați revenit! Cu mare plăcere! Domnule Farcaș, avem și un caz concret, celebrul Dorel Bizeu, despre care veți vorbi, vă las să faceți introducerea, să vorbiți despre acest mit al fetei pădurii și câtă credibilitate dați tuturor episoadelor pe care le vom urmări în această seară, tuturor secvențelor. Deci, fata pădurii este un personaj în Maramureș, dar Maramureșul întreg, care ajunge până către Slovacia. Peste tot există acest fenomen. Dacă cineva crede că ar dori mai mult decât o să avem noi ocazia să vorbim aici, poate să deschidă, eu știu, calculatorul, să uite la Google, pune fata pădurii și o să aibă o mulțime de surprize, pentru că este un personaj, pe de o parte, imposibil din punctul de vedere al științei, pe de altă parte, raportat de foarte multe persoane sub diverse forme. Acum, lărgind puțin perspectiva, există de când lumea fenomenul ielelor. Și noi o să mai vorbim probabil și despre alte cazuri. Dar fata pădurii este un caz tipic de, nu știu dacă avem singularul de la ele. Sânziană. Drăgaică. Da, e o problemă pentru să-mi că... Să-mi dați și în video-ul, vă rog, imagine. Ele înseamnă, de fapt, n-am curajul să le pronunț numele. Și spun ele. Ele. Deci, de aici există această concepție populară, ele, să pronunț numele acestor personaje. Deci, ce se întâmplă? În popor există credința că dacă pronunți
numele unui personaj fabulos, acel personaj poate să apară. Și atunci, ca să nu evoce elele, nu le spun pe nume. Ele nu o să știe. Dacă spun că e vorba ele, despre ele, da. Nu o să știe că e vorba despre ele. Deci, în urmă cu mult timp, 20 și de ani, m-a contactat Dorel Bizeu, care mi-a relatat și în scris și prin discuții telefonice o serie de întâlniri pe care le-a avut el. Poate nu greșesc să spun că am avut material cât pentru o carte din poveștile lui, în scrisori. Fac o foarte scurtă trecere în revistă. El s-a născut într-o familie cu mulți copii, dar tată mort deja, destul de săracă familia, undeva la câțiva kilometri de Sighetul Marmației, într-un sătuc. Și acolo viața ca într-un sătuc. Trebuia să aducă apă de la un izvor aflat înspre deal, la o oarecare distanță. În drum era un personaj fabulos de care își aduce el aminte din vremea când avea vreo 5 ani, și că era unul Dumetru, care avea o carte fermecată. Bănuiesc că era un vecin care i-a invitat. Mergea el cu un frate. I-a invitat în casă și au văzut cartea aceea în care erau niște lucruri. Și acest Dumetru le-a povestit pentru prima dată de Fata Pădurii și, mă rog, personaj al minteri destul de temut în zonă, și a spus că Fata Pădurii vine cu copiii ei o dată pe an undeva în susul grădinii, unde era un copac fermecat, un pom fermecat, pentru că făcea niște fructe ca perele, dar foarte mici. Pe mine mă duce gândul la perele sălbatice, care știu cum arată. În ziua aia vin copiii cu Fata Pădurii și sunt și ani în care nu vine deloc, pentru că nu se fac pere. Deci, iată o poveste de asta foarte... într-o zi a murit Dumetru, el avea de acum vreo 6 ani sau 7, și trimis fiind să aducă apă, vede niște copilași. Paranteză, doar scuze. Ceea ce vedeți acum, aceste imagini, secvențe cu OZN-uri, apariții tip OZN pe care le urmărim chiar și pe ecranul mare din platou, reprezintă imagini în premieră pe micul ecran în România, aproape toate din această seară. Nu sunt ușor de găsit, dar iată că reușim să facem așa se ceva. Se pare că unele dintre ele sunt și dintre cele desecretizate mai... Exact, mai nou. Exact. Și apar sunt foarte multe falsuri, surse de internet. Dar absolut. Sunt și unele desecretizate. Da, revenind la cazul deci, Bizeu. Deci, revenind la poveste, vede copilașii în jurul pomului, se duce acolo o fetiță și restul băieți. Ce fetița s-a uitat foarte urât la el, băiatul îi dă repede un fruct, mănâncă-l repede. Îi dă de înțeles, nu vorbea o limbă inteligibilă. Ăsta ia fructul, era foarte zemos, foarte special, zice, și în clipa aia cineva îi pune mâna pe spate. Când se întoarce o femeie de, el zice, de 2,5 metri, acum când foarte înaltă, când ai 6 ani, nu poți să-ți dai seama, poate și mai mult de 2,5 metri, îmbrăcată în costum popular, mă rog. Mi-a dat descrierea costumului, etc.
blondă și care s-a uitat foarte furios la el. Dar când a văzut că mâncase acel fruct, dintr-o dată s-a îmbunat și a plecat mai încolo. Și el a rămas să se joace cu acești copii câteva ore, zice că s-a jucat. Despre care spunea copiii, despre care spunea, înțeleg că semănau foarte tare între ei. Exact, copiii erau, cum ar fi fost, identici, inclusiv fata, decât că era fată, toți erau blonzi, erau cam de aceeași, și ce erau, ce semănau cu mine. O chestie interesantă, de unde, precis că el făcea, a făcut niște legături, zice, aveau o limbă specială pe care atunci o înțelegeam. Foarte important, aici facem o paranteză, îl arătăm câteva secvențe din mărturia de acum câțiva ani a lui Dorel Bizet. Da, da. Cred că e material făcut de Elena Lasconi, despre asta vorbim, la un moment dat, da, pe când era la ProTV. Fiți foarte atenți acum și revenim la acest caz extraordinar al posibilei întâlniri cu fata pădurii, pe care o credeam doar, da, deci un mit din zona Maramureșului. Era extrem de sincer și extrem de îngrijorat pentru lucrurile care i s-au întâmplat. Nu e chiar un oarecine, are și o, a participat la Sfântul Poziană, e un personaj, da, interesant. Mai scrie poezii. Scrie poezii, mai... deci este un om, da, cu o pregătire, da, intelectuală. Haideți să urmărim acest moment. Erau niște copii, dar de o vârstă apropiată cu mine. Băieții îl aveau părul mai alburiu, iar fata îl avea mai gălbui. M-a observat fata repede și a venit la mine și m-a și zgâriat. Pur și simplu dădea să-mi scoată ochii. Și a venit repede un băiat și a pus mâna pe ea și n-a lăsat-o. I-a spus blând și a vorbit, zice, tu nu vezi, zice, că copilul acesta seamănă cu noi? Ce, de ce vrei să-i faci rău? În ce limbă? Eu aș numi-o așa, ca să găsim cuvântul potrivit, o limbă a îngerilor. Dar ați înțeles-o? Dar am înțeles-o perfect. Deși nu era limba mea, avea un fel de costum care poate că era biomecanic pe ei. Adică care le regla, cum să vă spun, metabolismul lor corporal. Pe semne că ei nu erau obișnuiți totuși cu oxigenul din atmosferă. Asta este o latură interesantă, da, mărturie interesantă. Purtau, deci, costume care păreau să fie adaptate pentru atmosfera de pe Terra. Acum, fata pădurea, eu am o oarecare ceva experiență, casca, vă rog, cu cazuri similare. Și mi s-a părut interesant și ce a spus Bizeu, pentru că semăna cu cazuri nu identice, dar similare cu altele. Deci, întâlniri ale unor oameni care spun că s-au întâlnit cu niște personaje care păreau venite dintr-o altă lume. Sunt foarte multe astfel de cazuri, mult mai multe decât ne-am imaginat. De ordinul miilor, sigur, dar probabil zecilor de mii. Vorbesc de cazuri înregistrate cu dosare și cu nume și prenume și așa mai departe. În cadrul răpirilor, dar nu numai. De fiecare dată, ufologii fac o distincție netă între cazul care s-a întâmplat și detaliile și mai ales interpretările pe care martorul le face. Deci martorul pleacă de la ipoteza ăsta, dacă a venit dintr-o altă lume, probabil că înseamnă că are probleme cu oxigenul, cu nu știu ce. Nu e chiar așa. Deci aici deja e o contaminare cu science fiction-ul. Lucrurile, iertați-mă, poate mai avem ocazia să vorbim, sunt mult mai complexe. Dar astfel de întâlniri există și sunt relativ multe. Continuați mărturia lui Bizeu. S-ar putea să fi fost, de exemplu, o comunicare telepatică. Deci el a rămas cu impresia că, da, eu am înțeles o mulțime de lucruri. Dar n-a fost... Și,
și-a dat seama că n-a vorbit, eu știu, românește. Da, se pare că unul dintre copiii, cel care ar fi rugat-o pe această femeie, așa numită fată pădurii, să se poarte ok cu el, da. I-ar fi zis așa, noroc că ai mâncat acel fruct, exact. Pentru că altfel te asimila. Deci i-a transmis asta, că te-ar fi asimilat și mi-a spus, zice, nu înțeleg ce a vrut să spună că m-ar fi asimilat. S-ar putea să-l fi introdus în grupul respectiv de copii pentru totdeauna și să plece cu el. Deci asta ar putea fi un gen de asimilat. Altceva ar putea să presupun că putea să-l mănânce, eu știu. Deci în popor acolo există tot felul de interpretări și iarăși o foarte mică paranteză, în evul mediu european exista credința că vin niște ele de tipul acesta și schimbă copiii. Aduc copilul lor și iau copilul pământean și îl duc în lumea lor. Deci există tot felul de istorisiri de genul acesta. Dar nu mi se pare că inclusiv această poveste despre care vorbim în seara asta și altele pe care le vom aborda nu seamănă cu cazurile de răpiri din cazuistica OZN? Intră într-o categorie mult mai largă a răpirilor. Ale unor populații care, sigur, poate trăiesc în alte dimensiuni, în alte lumi, și care, intrând în contact cu pământenii, fac ceea mai ce ales, vor să facă experimente. Mai ales că Dorel spune, la un moment dat, că a văzut și niște bătrâni care i-au transmis. Deci, dintr-o dată, nu mai suntem pe pajiște acolo, el mai învață și alte lucruri pe care ulterior nu le mai ține minte, dar la vârstă și zice că ani de zile a tot umblat prin păduri să afle satul lor. Până când și-a dat seama că satul acestor lor creaturi e în altă parte, el chiar are o poezioară care ar fi învățat-o cu acea ocazie. Spune că au fost și niște melodii de nespus de frumoase și așa mai departe. De care le cântau acești copii. Un caz aproape mai interesant decât acesta s-a întâmplat când avea 9 ani. Trecea un deal dinspre Sighetul Marmației spre satul în care locuiau, câțiva kilometri, dar trebuia scurtat peste un deal și din vârful dealului, zice, am văzut deasupra de Sighet un OZN. Și mă gândeam ce bine ar fi dacă ar veni la mine. Zice, în câteva clipe OZN-ul era deasupra lui. Într-o scrisoare mi-a dat o descriere, n-am acum timp ca să dau toate detaliile, dar extrem de detaliate. Ceva semăna cu un con cu vârful în jos și deasupra avea și o bilă în care erau parcă niște personaje. Iar pe conul acela erau niște sectoare jur împrejur care se luminau pe rând. Și e un fapt important, să vedeți de ce. Și pe măsură ce se depărta, sectorul se întuneca, până când din nou se lumina prin rotație. Ok. Interesant că au existat doi martori. Dorel și mama lui, care era alături. Deci el, când a trecut acest deal, era mama lui cu doi frați și el, care a rămas puțin în urmă. Obiectul s-a oprit deasupra lui, mama lui era la o anumită distanță. Și povestesc două povești diferite. Ce povestește el? El povestește că trecea țac, țac, lumina jur împrejur. Mama lui spunea că era un crăit care mergea jur împrejur. Deci,
dintr-o dată, timpul nu se scurgea la fel pentru cei doi. Povestea mamei este următoarea. A văzut o trapă deschizându-se în obiectul care plutea deasupra băietului. Ea tot timpul striga să vină, să nu stea în locul ăla, că e periculos, dar băietul nu auzea. Dorel. Deci s-a deschis o trapă și a coborât o femeie înaltă de 2 metri, cu îmbrăcată în negru și plete blonde, care era fata pădurii, cu 2 felinare în brațe. Deci mai mult plutind a coborât. Și ea a început să strige, de ce vrei să-mi iei copiii? Și nu știu ce, lasă-mi copiii în pace. Și după un timp, aia s-a urcat la loc în obiect. Asta și aducea aminte femeia, mama. Și spune că pentru o perioadă scurtă, parcă băiatul a și dispărut. El ce spune? Că s-a văzut într-o sală imensă cu foarte multă lume. Erau și maturi, erau și copii. Vezi trimitere la copiii ăia cu care el se jucase atunci. Și erau și niște bătrâni care i-au transmis niște cunoștințe, dar pe care el nu și le amintește. Fac o paranteză. O să mai revenim la subiect, dar în cazul răpirilor ozene, mii de cazuri fișate, studiate, celor răpiți li se transmit niște mesaje pe care ei le uită când... Deci, când se întorc. Acest detaliu se întâlnește în zeci și zeci de alte cazuri pe tot mapamondul. De asemenea, ei primesc o sugestie de aceasta puternică și nu-ți vei aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat aici, decât eventual în anumite momente când o să fie cazul. Așa cum copiii ar fi zis lui Dorel Bizeu, îți vei aminti de noi de-abia când vei crește. Deci, cam așa ceva i s-a întâmplat și... Un caz interesant. Din punctul nostru de vedere, de ce totuși se întâmplă acest fenomen, așa numită apariție a fetei pădurii în Maramureș? Ce e acolo? E un portal? Deci, e o interferență între lumii? Ok, întrebarea e foarte bună. Răspunsul este că nu știm. Dar dacă trecem la speculații, în astfel de cazuri se manifestă, și iarăși este un alt subiect de discuție, se manifestă inconștientul colectiv. Inconștientul colectiv este un lucru ciudat care caracterizează o anumită populație. În cadrul acelei populații, inconștientul oamenilor este conectat la ceva comun. Cei din India i-ar spune Akasha. Deci, și părerea mea este că despre acest Akasha trebuie, la un moment dat, să vorbim o emisiune întreagă, pentru că este enorm de... Este de la, eu știu, de la ghicitoare până la armata americană care spiona submarinele sovietice. Toate prin această Akasha sau prin acest inconștient colectiv. Dar am închis paranteza, revin în cazul nostru, în acest... Deci inconștientul ăsta colectiv a fost prima dată semnalată în psihologie de Carl Gustav Jung în 1915 sau 16. Și el spunea, inconștientul colectiv este populat de arhetipuri. Da. Arhetipul este un personaj
dacă vreți, creat de populația care este legată de acel inconștient colectiv. Deci, populația aceea se întâlnește cu arhetipul. Hai să povestesc un lucru. Dar nu are, pe lângă ceea ce spun psihologii, psihiatric, indiferent de celebritatea, notorietatea lor, nu sunt aceste evenimente cele care creează, de fapt, până la urmă, miturile. Într-un fel, da. Însă, atenție, eu aș face o distinție între psihologi și psihologi. Există psihologul cu ochelarii de cal care știe foarte bine ce a învățat la școală. Da, ăla din cărți. Și a mai citit niște cărți și articole. Dar există și psihologul care vede puțin mai larg. Carl Gustav Jung a fost un astfel de psiholog. De aceea a dezvoltat această idee și nu numai. Cât de credibilă este totuși întâlnirea lui Bizeu cu această fată a pădurii, deci, și cu el personaje din alte dimensiuni? S-a întâlnit într-un anumit fel cu fata pădurii. Rămâne de văzut dacă, dau un exemplu, dacă s-ar fi aflat în momentul ăla undeva în zonă o persoană cu un aparat de filmat, dacă pe film ar fi apărut această întâlnire. În același timp, în mod absolut sigur, era vorba de un personaj fizic real. Bun, fata pădurii seamănă foarte tare cu personajele pe care în folclor sau în povestirile populare românii le numesc ele, sau drăgaice, sau sânziene, sau șoimane. Exact. Și asta sunt toate denumiri pentru ca să evite numele real. Exact. Numai că diferența este că în timp ce fata pădurii pare să aibă o predilecție pentru copii, pe unii asimilându-i, luându-i din lumea asta și dispărând ca prin minune, fără să știe părinții, rudele, ce s-a mai întâmplat cu ei vreodată, negăsindu-le corpul, nimic nu se întâmplă așa, elele, în schimb, sunt foarte apropiate de bărbații tineri, de tineri. Da. Pe care, potrivit povestirilor populare, îi zmintesc, îi tulbură, îi iau niște dansuri foarte strani, ritualuri foarte strani, și care de multe ori se lasă cu urme fizice pe pământ, gen cercuri arse, pământ ars, cereale arse. Locul unde au horit. Exact, locul unde ar fi horit. Ceea ce seamănă foarte mult cu aparițiile OZN din lanurile celebre de cereale pe care le cunoaștem. Exact. Bun, cum e cu aceste ele? Culmea, doamnelor și domnilor, veți vedea că în perioade apropiate de timpurile pe care le trăim, au fost români care s-ar fi întâlnit cu aceste personaje populare. Deci noi am discutat populare. Niște cazuri, poți să le prezinți dacă... Da, sunt cazurile acum pe care dumneavoastră le știți foarte bine și pe care pentru noastră cărora le-ați dat o celebritate, cazul Prundu. Da, aș vrea să spun aici că am un prieten, Gabriel Tudor, și el este cel care a cules aceste cazuri, stând de vorbă cu martorii. Prundu, Valea Popii sau cele două cazuri din zona numită astfel în Ardeal, nu în Transilvania, Bogata, Olteană. Chiar eu am discutat cu... Da, cu personajele. Da. Deci, cazurile Prundu, Valea Popii, Bogata, Olteană, vorbim despre ele până ajungem la pădurea Hoia Baciu. Nu uitați, urmează mărturii senzaționale despre celebra pădure Hoia Baciu, inclusă de BBC relativ recent într-un top 5 al celor mai înfricoșătoare locuri de pe pământ. Hai să vorbim despre ele. Cazul Prundu. Da. Deci, acolo e vorba de un tânăr care își aducea aminte că prin 48, cam așa ceva, împreună cu doi prieteni, s-au dus călare până într-un sat vecin unde era o faimoasă horă. Și au dansat acolo, mă rog, el avea 17 ani pe vremea aceea. Și la un moment dat s-au hotărât să se întoarcă acasă. Trec printr-o pădure și văd o lumină puternică în pădure, se tem că pădurea a luat foc, merg până acolo și au o mare surpriză să vadă 5 femei cam de 2 metri înălțime. Incredibil, toate sunt foarte înalte. Exact. Acum e vorba de un tânăr de 17 ani care avea o reprezentare mai corectă a dimensiunilor și realităților. Și o să vedeți că există în ufologie
persoana, pe personajele numite înalții blonzi. Uh-huh. Blonzi și blonde. Pleiadele, da, proveniți din constelația sunt Pleiadelor. Sunt în cadrul repirilor, da, în special. Uh-huh. Dar, închid paranteza, cele cinci chiuiau, scoteau niște sunete și dansau pe o muzică cu totul deosebită. Doi dintre ei, puști, tineri. Dintre tineri, se prind în horă cu ele, uh-huh, pe când el, știind niște povești că s-au întâmplat lucruri rele, se abține, uh-huh, și dintr-o dată îl cuprinde un somn îngrozitor, cade pe coama calului și aici îi se rupe filmul. Se trezește undeva el culcat pe iarbă, calul păscând alături și nu știe unde este, merge puțin și își dă seama că era la 15 km de satul lui natal, se întoarce cale de 15 km ca să afle că era căutat de poliție pentru că au fost găsiți cei doi prieteni ai lui fără viață. Uh-huh. Și s-a presupus că a fost o altercație și că el a omorât pe cei doi. Partea ciudată era că ei erau morți fără niciun fel de urme de violență. De violență. Și până la urmă lucrurile s-au lămurit, el a fost, mă rog, absolvit de această bănuială și asta este povestea. Asta e o mărturie interesantă. Da. Al unui puști de 17 ani care n-a putut să uite acest eveniment. Exact. Și spune că se învârteau, săreau, se suceau, zicea el, și că nu prea n-atingeau pământul. Asta e o altă poveste, da, care seamănă iarăși cu fata pădurii care a coborât ca cumva plutind din Ozene. Cazul Dorel Bizeu este foarte interesant pentru că este printre rarele cazuri, uh-huh, care asociază un Ozene cu fata pădurii. O persoană de tipul ierelor. Da, numai puțin. Dacă tot vorbim de Bizeu, am uitat un element interesant și ne întoarcem la aceste povești cu ele. El zice așa că era deosebit de frumoasă la față fata pădurii cu care s-a întâlnit, totuși, care uneori se transformă într-o hârcă extrem de urâtă și de periculoasă. Avea un corp ca al zânelor, părea cam de 40 de ani, avea două cozi la spate legate între ele și de brâul ei aurit avea agățate niște panglici roz. Fetița era cu o fată la fel, băieții aveau o singură coadă. Toți purtau cămăși din mătase albă, lucioasă, strălucitoare, încinse, lungi, mai sus de genunchi. Asta putea fi un costum deja de ăsta adaptat pentru atmosfera din zona respectivă. Da. Bun. Eu aș vrea ca să mai citesc câteva rânduri. Da. Victor Kernbach. Dumnezeu să-l odihnească, am fost prieten cu el. Da. Cred că a fost unul dintre cei mai deschiși. Are un dicționar de mitologie românească foarte bun. El scria despre iele, zice, ielele locuiesc în văzduh, în păduri sau peșteri, în munți, pe stânci sau pe maluri de ape, în bălării sau la răspântii, se scaldă adesea în izvoare pure, se crede că apar mai ales noaptea, la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase. Fostul lor ring de dans rămâne ars ca de foc, iarba nemaiputând crește pe locul bătătorit, iar crengile copacilor din jur fiind pârlite. Ele pot zbura fără aripi și se pot deplasa cu viteze fabuloase, parcurgând 9 mări și 9 țări într-o noapte. Sunt răpiți și dispar fără urmă toți cei care au reușit să învețe să cânte cântecele ielelor. O altă poveste. Nicolae Densușeanu.
celebru. Cel cu România, da, cu istoria... Da, istoric celebru. A adunat o mulțime de legende și spune, elele sunt duhuri cu chip de femeie, umblând noaptea, jucând și dansând. Pe locul unde trec nu mai crește iarba, rămâne o potcoavă de iarbă roșie sau și așa mai departe. Vin pe sus cu lăutari, foarte interesant, îndeoseb cimpoieri, au lumânări aprinse și joacă în pomi. Deci, atenție, luminile care se rotesc la înălțimea coroanei copacilor. Deci, dintr-o dată, nu mai știu nu dacă fi aici. Sunt da. Fete da. Sau este vorba de altceva. Întâlnind oameni, îi poartă prin aer de rămân neoameni pe viață. Și două cuvinte numai, Dimitrie da. Cantemir, în descripție o Moldavie. Celebrul domnitor al Moldovei. Da, numește elele nimfe ale aerului, îndrăgostite cel mai des de tinerii mai frumoși. Deci iată altă latură, însă fenomenul, cred că nu mai trebuie să spunem că toate aceste calități rimează foarte mult atât cu fenomenul OZN, cât și cu poveștile cu ele care joacă. Foarte important ce spuneți. Am citit extrem de multe lecturi pe zona asta ufologiei și am avut ocazia să parcurg zeci, sute de relatări din diverse epoci istorice despre apariții de acest tip. Cu cât oamenii au început să aibă o percepție mai sofisticată asupra realității, pe parcurs ce au evoluat intelectual, ieșind din tenebrele evului mediu sau din perioada antică, mă rog, când percepțiile erau extrem de rudimentare asupra realității, de la ghicit un funduri de găscă până astăzi e o cale totuși de niște mii de ani, aceste relatări și-au schimbat forma. Mă uitam în evul mediu cum descriau oamenii, de exemplu, aparițiile de tip OZN. Îți vine să râzi astăzi dacă te uiți și cum își închipui că sunt acele lumini, ce sunt acele dragoni, ce sunt toate aceste relatări. Deci, zburătoare și așa mai departe. Ființe mitice, ciudate, ajung să... Ca și în Biblie, dacă stăm și ne uităm la aparițiile în cartea lui Enoch, acelui foarte posibil OZN, cu tot felul de ochi și așa mai departe, astăzi ai putea să râzi sau am descrie cu totul altfel acele evenimente. Deci e foarte posibil ca elele să fi fost tot niște ființe care coborau din niște nave de acest primul, tip pentru a interacționa cu pământenii. Primul care a sesizat legătura între personajele folclorice de tipul elelor și fenomenul OZN, care încă o dată e mult mai complex decât niște discuri de tablă care aduc niște omuleți dintr-o altă planetă. Deci asta e, vă rog să uitați. El a fost bun prieten cu G. Allan Hynek, care era consultantul Air Force și avea 12.000 de cazuri pe care el le avea în evidența lui, culese de Air Force, de US Air Force. Și le-am împrumutat, s-a uitat pe ele. Acum, mă iertați, merită să mai fac o mică paranteză. Jacques Vallée era astrofizician care a făcut școala în Franța. Când se termine facultatea, el a făcut o practică într-un observator astronomic. Și în observator, într-o noapte, trebuia să urmărească niște sateliți. Într-o noapte a văzut ceva care nu era deloc satelit și se mișca altfel. Bineînțeles, se înregistra pe benzi magnetice. Asta se întâmpla în jurul anului 1960. 60 și un pic. Și dimineața, asta bine, făcea schimb de noapte, dimineața arată directorului observatorului, uite ce am înregistrat. El spune, banda asta mi-o dai mie și n-o să mai vezi. Dar de ce? Cum? Că e ceva ieșit din comun. Uite, băiete, dacă banda asta devine publică, eu îmi pierd proiectul,
iar dumneata îți pierzi slujba. Ai înțeles? El a fost foarte mirat. Ajuns în Statele Unite, împrietenindu-se cu G.L.N. Hynek, întâmplător la o aceeași universitate, care era foarte aproape de statul major al Air Force și de aceea l-au luat pe șeful de catedră de astronomie ca să le fie consultant. A fost 21 de ani consultantul Air Force, G.L.N. Hynek. Și el a început să studieze cazurile foarte riguros. Amănunțit. Între timp, Jacques Vallée își dă și un doctorat, atenție, în informatică. Doctorat în informatică este unul dintre cei care au lucrat la ARPANET, care e strămoșul internetului. Deci nu este un fitecine care acum îi vin niște idei. El a publicat o carte în anii 60 care a rămas valabilă până astăzi. Nu voi da decât un citat din acea carte pentru că merită pentru cei care se uită la noi. Zice, de titlul cărții, Passport to Magonia, Magonia, țara magilor, da. From folklore to flying saucers. Deci de la folclor la farfuriile zburătoare. Și el spune așa, o anumită putere atribuită azi celor veniți cu farfuriile zburătoare era pe vremuri proprietatea exclusivă a lumii zânelor. Dar ocupanții OZN-urilor, la fel ca ielele celor din vechime, nu sunt extratereștri. Ei sunt locuitorii unei alte realități, o realitate paralelă. El va scrie, va publica prin 88, cam așa ceva, o altă carte numită Alte dimensiuni. Tradusă și în românește, se poate găsi, cei care sunt curioși. Și adaugă la chestia asta, zice, desigur, pentru cei care țin la pacea minților, cel mai simplu va fi să nege realitatea tuturor acestor fapte. Revenind și la ele. A elelor și a OZN-ului. Corect. Revenind la ele, Fata Pădurii și așa mai departe, v-am spus înainte de emisiune că am trei evenimente, nu o să le vorbesc în seara asta despre ele, în copilăria mea, pe care nu pot să le uit. Trei întâlniri, trei chestii pe care le-am văzut și pe care am încercat, cărora am încercat să le dau tot felul de explicații ulterior când mi le-am amintit. Aparițiile elelor sunt, iată, mărturii care vin în special dinspre tinere, dinspre bărbații tineri care sunt atrași într-un joc foarte ciudat, poate răpiri de un anumit tip, dacă nu-s de tip OZN, ale unor ființe din alte dimensiuni. Cu paranteza că sunt și femei atrase. Femei, da, da. Femei. Bun, cazul Valea Popii. Trebuie să ajungem și la Hoia Baciu. Foarte pe scurt. Nu, cazul Valea Popii... Bine de... Eu știu. Așa. Este o chestie care s-a întâmplat în zona Nucetului, nu? Dar nu știu dacă... Da. Nu știu dacă... Are legătură cu elele foarte mult. Exact. Are mai puțin legătură cu elele. De ce? Pentru că e vorba de... Într-adevăr, de niște persoane care au vorbit tot cu Gabriel Tudor și au povestit, dar povești amestecate. Au văzut un OZN clasic și era ars pământul de desubt. Sau au văzut pe sus niște lumini și au spus că acolo dansează elele. Deci au fost câteva cazuri de genul acesta care au fost... În zona Valea Popii. Da. Mi se par mult mai tare cele cu ele din Transilvania, din zona satului sau localității Bogata Olteană, la 40 de kilometri nord-vest de Brașov. Sunt niște personaje exotice din zona, deci, aici care au văzut niște lucruri de și cărora li s-au întâmplat niște chestii. Este tare. Vorba de un martor, el de fapt n-a fost martor direct, era la mâna a doua, care a locuit în zona aceea a întorsurii Buzăului, nu Buzăului și Oltului, da. Deci Bara Olt, în partea aceea, și
un sat relativ izolat și el a fost relativ ruralizat până când, într-o bună zi, socialismul l-a adus la Brașov, unde a făcut și școală cât a completat școala făcută acolo și a ajuns maestru într-o întreprindere de militară. Uh-huh. Deci, omul a fost și testat să fie cu toate cele în regulă. El are foarte multe povești, acum nu vreau să intru în poveștile lui principale, de tipul răpirilor ale lui ca persoană, dar el mi-a comunicat câteva cazuri de ele, două aș aminti dintre ele, unul cu un țigan care în urmă cu mulți ani, undeva acum vreo sute de ani, trăia la marginea satului și mergea sistematic la un anumit izvor, numit izvorul țiganilor. Băiat tânăr, care a fost văzut de un alt țigan tot acolo, în timp ce se zbătea și părea să fie târât prin pădure. Ăla s-a aruncat să-l prindă de picioare, au fost târâți amândoi, până la urmă au rămas acolo. Nu mai putea să umble, l-a luat în cărcă, l-a dus acasă, era paralizat, nu știa să vorbească. Au chemat popii să-l descânte, fără niciun maslu, efect. Da. Și a revenit peste mult timp, dar nu mai era omul care a fost înainte. Îl mai întrebau ce s-a întâmplat atunci, nu-i plăcea să vorbească, dar personajul nostru l-a prins când era el bătrân și cel care mi-a povestit era copil și zice, l-am prins într-o pasă bună și mi-a povestit, zice că au apărut la un moment dat un nor de luminițe care s-au transformat în niște ochi și au început să mătărească. Deci, iată care a fost. Și la un moment dat, zice, ce să îți facem? A auzit o voce. Să te paralizăm de la brâu în jos sau să-ți dăm darul cântatului din fluier? El a spus, normal, dați-mi darul cântatului din fluier. Dar nu mă paralizați, da. Zice, după asta, omul știa să cânte dumnezeiește din fluier. Niște deci, melodii deci care devenise o vedetă locală. Nu erau ale locului. Deci ăsta era un caz. Un alt caz care se leagă de ceva ce am mai citat aici din Victor Gherba. De acum țiganii erau mai mulți, dar ei erau și lăutari și mai erau chemați în sat ca să cânte, deci nu erau animozități. Trăiau din împletit nuiele și vândut și așa mai departe, dar probabil că și din muzică. Și era unul care cânta foarte bine la vioară și la un moment dat s-a dus vestea că a învățat melodiile elelor. Și ăștia curioși, ia cântene și nouă, nu știu ce. N-am voie că o pățesc, că nu știu ce. Și până la urmă ăștia spun că l-au rugat atât de mult, cât a spus, uite, mergem în casă, încuiem totul și acolo nu ne aude nimeni, vă cânt asta. Ce momentul în care a început să cânte, ce ușa a sărit la o parte, el a fost smuls din mijloc, târât, găsit peste trei zile, nu știa să vorbească, nu și-a revenit. Deci, iarăși, pocit și făcut neom, ulterior și-a revenit, dar nu mai era cel care fusese înainte.
Deci, iată aceste două povești, însă eu garantez, a fost o coincidență, eu garantez dacă merg la nimereală într-un sat și câștig încrederea oamenilor de acolo, peste tot găsim astfel. Asta de mărturii. Și am primit pe TikTok, am apucat înainte de emisiune să spun că vom discuta, vom aborda astfel de mituri în această seară și din diverse locuri din România mi-au transmis astfel de relatări, povești ale bunicilor sau părinților lor cu locuri care erau arse ele de ele după ce se sub covor, apucau de dans. Mai lăsați prostiile astea că așa ceva nu poate exista, deci nu există. Deci nu există. Ne întoarcem după pauză, doamnelor și domnilor. Revenim cu relatări despre pădurea Hoia Baciu. Veți vedea oameni despre care nu pot spune că nu au credibilitate, din potrivă, care se bucură de o mare credibilitate și locală și chiar internațională și care au trecut prin evenimente incredibile, contacte incredibile în zona pădurii Hoia Baciu. Menționată de BBC și de alte surse media și în topul celor mai înfricoșătoare locuri de pe pământ. Dar sunt înfricoșătoare pentru că, sigur, oamenii încă nu pot să dea o definiție a întâmplărilor pe care le surprind în zona pădurii Hoia Baciu. Pădurea Hoia Baciu, într-adevăr, are locuri în care copacii sunt strâmbați în mod straniu. Este plină de mister, se întâmplă tot felul de anomalii, aparatele electronice reacționează bizar. Sunt oameni care, odată ce merg prin acele zone cele mai încărcate de anumite prezențe energetice, simt anxietăți, stări de grație, vărsături, dureri de cap. Pe lângă toate acestea, însă, se întâmplă și momente despre care vom vorbi după pauză. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat.